Bună ziua! Astăzi vreau să vorbim despre o fază interesantă a noastră viață. Mergeam pe drum și la un moment dat, mă rog, conduceam mașina. În dreapta mea, o domnișoară. Mergeam de la punctul A la punctul B. Nu vreau să discut. Am ajuns la chestia aceea în care domnișoara a dorit să testeze parfumele de pe paginile revistei, hai să-i spunem, Avon. Știți, acele cerculețe mici. Și începe. Deschide coperta. Caută o pagină. Un parfum nou. Dau. Miroase. Frumos. Ce mai mergem? O pagină nouă. Bineînțeles, eu conduceam. Din nou. Iar. Următoarea pagină. Eu conduceam. Mai departe, o nouă pagină. Deja era o combinație de 3-4 parfumuri. Până când se termină cartea. Și a tot testat. Și întrebarea este, ce parfum cumpere acum? Cam niciunul. Așa e și în viață, știți? Când încerci să testezi ceva, cu un băiat, cu o fată, acum depinde de sex și preferințe. Adică, dacă vrei cu un anume băiat, sau anume fată. Și încep. Cu prima fată, a doua fată, pe cupleși, mai sunt și țeparii, sau țeparele. Mi-o trag și plec. După care începe chestia aceea. Vine după acela. După 1 vine 2, după 2 vine 3. Parcă primul a fost mai bun decât 2, dar 2 a fost mai bun decât 3. Și te întorci așa. Auzi, dar tu ești disponibilă? Sau auzi, tu mai ești disponibil? Și ajungi la o chestie nouă. Ori răspunde da, ori pa. Dacă a fost 1, 2, 3 sau o relație mai lungă, dacă a fost așa o noapte trecătoare de amor și toate cele și cineva mai dorește o continuare, e cam trist. Doar era chestia aceea. Cu m-a sunat aia bătrână, nu știu ce, nu știu cum, poate mai îmi dă o șansă. Tot ciorba reîncălzită. Câteodată se poate reîncălzi sau nu se poate reîncălzi. După preferințe. Dar, într-un final, o să iasă ca și testă de la revista Avon. O târnă de, să spunem așa, parfumuri sau un amalgam de parfumuri amestecate și, într-un final, spunem pe care îl cumpere. Până simplu și sec, le-am testat pe toate, n-am simțit nimic aparte și am renunțat